Salutare toată lumea, bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod de Formula 1, evident. Era să zic la un vechi sau nu știu ce a fost să zic. Prima fază. Ok, băieți, astăzi merem în Austria. Astăzi, băieți, merem în Austria. Un Grand Prix foarte interesant de care poți să te rostogolești peste cap. Așa? Totul e pregătit, totul bine. Să-i dăm drumul. N-am pus pe fază, stai că mă ne întorc și eu. Și opresc Wi-Fi-ul. V-ați obișnuit cu asta? Nu știu ce-a fost aia, dar mai încerca. Vă spun, dacă încerc de vreo 3 ori după aceea, cred că o să reîncep din nou.
Din cauza lui domnul Ferrari și anume domnul Leclerc, eu n-am mai putut să fac o poziție chiar așa bună încât să continui campionatul. Dar pot continua, o pot considera una destul de ok, o cursă destul de ok. Pentru mine, adică locul nou, adică m-am mai forțat, l-am mai depășit pe Harley, pe Perez. Kubica, văd că a ajuns pe locul 4, pe locul 8, bravo Kubica. Așa? Da, deci a fost o cursă interesantă. Leclerc ar merita vreo 5 secunde penalitate pentru mișcarea asta, așa că o să-i dau eu 5 penalitate. 5 secunde penalitate, adică m-am întors. Așa și nu-i voie. Așa, adică Sainz o să fie pe 5 și Leclerc o să fie pe 6. Deci, na. Cam asta o să fac. Da, băieți, cam asta a fost și asta. Cât timp conduceam aici, mă gândeam la faptul să nu mai fac astăzi Gangster Vegas și să vă las numai cu vreo două videoclipuri așa pe la 1-2 pe acolo, ca să știți. Vă las și la voi părerea în comentarii, să spuneți dacă ați vrea episodul cu Gangster Vegas, îți duceți la sau nu. Da, bun. Da, băieți, cam asta a fost episodul, ne vedem data viitoare. Pa, pa.